ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ching chang, walla walla bang bang. Do 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 do. Doctor, I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Bună seara tuturor, cei care nu ne văd, dar azi ne aude. Bună seara, dragi părinți! Bună seara! Bună seara! Astăzi aveți o sărbătoare mare în casa dumneavoastră, așa? Cineva împlinește o vârstă frumoasă, da? Ionela! Tu ești! Așa, Ionela, și ce, câți ani împlinește astăzi? 7. Wow, ce fată mare deja, da? Este gospodina ajutorul mamei, al tăticului, da? Așa, și noi, compania Fork Surprize Mise, bucurăm această zi minunată. Și în primul rând, uite că ai așa un ursuleț pentru tine, da? Așa, să fie în colecția ta. Și în ultimul rând, mai ai și o tortă ca să-ți înducească viața ta frumoasă, da? Copilărească, spunem așa, tăticul să ne ajute. Mulțumim! Așa. Iar pentru, și pentru toată familia ta, avem acest ursuleț cu fructe. Neapărat să le consumați, că ce aveți nevoie de vitamine, da? Să învățați bine la școală, așa. Și mai știu eu că ai și un frățior, da? Așa, Ionuț, tu ești. Așa, Ionuț. Dar pentru tine, uite, este special acest ursulec micuț, da? Este pentru tine. Ați vă jucați ambii, da? Uite că ăsta ar fi tu, iar și ăsta ar fi Ionela, da? Așa. Sunt noi membri a familiei dumneavoastră. Dar, întrebarea cea mai mare, vă dați seama de unde vine surpriza? Ionela, cine ți-a făcut aceste surprize? Cine? Cine îți spune ție prințesa? Cine îți spune prințesa ție? Eu nu știu. Hai spune. Prințesa ție? Eu nu, dar tu, tăticu. Tăcinca. Care? Îlă. Așa. Bunica Iulia v-a făcut această surpriză, da? Păi este doar de bunicuța Iulia? Da. Așa, și sigur că îți transmite prințesa bunicii multă sănătate, să fii mereu cu zâmbitul pe buze, să ai note doar pozitive la școală, da, să asculti de părinți și ca astfel de surprize îți doresc ca să nu dispară niciodată din viața ta, da? Să mergi pe o cale cât mai frumoasă, fără de primejdi, cu mult, mult noroc în viață. Așa? Și uite că ai posibilitatea și tu să-i transmiți salutări bunicii. Ce-i spui tu, bunică? Poate știi o poezie sau mă știu un cânte. Da? Ia spune, ce poezie știi? Spui poezia aceea care cu... E o fabulă, dar e cam lungă. Dar spune tu dacă o știi. Puțin. Dar spune-o lungă. Hai spune fabula aceea care o știi tu. Dar spune, hai spune. Un pic care o știi tu, dar repede spune. Dar toți liniște? Hai spune. Nu, fabula toată, spune-o, hai. Cum se cheamă fabula? Bibule și cățofa. Așa, spune frumos, hai spune frumos, hai spune frumos, dă-te ursuleț la tata, spune frumos. Pui-te acolo, că bunica să te vadă, spune. Bună seara. Hai spune. Păi și-ți mă uită și mă lungă altă. Hai spune. Spune, Licuț, hai, uite. Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros, se plimba o cățofană, când în sus și când în jos. Un cățel trecând pe acolo s-a oprit mirat în loc. Ah, ce mare dobitoc! Nu-l credeam așa de prost să ia spate pe oricine. Iastă, frate, că e rost să mă plimbe și pe mine. Cugetând, așa se trage îndărăt să și facă vânt. Se pitește la pământ și deodată zduc îi sare bivolul în spinare. Ce s-a întâmplat pe urmă? Nu e greu de închipuit. Apucat cam fără veste, bivolul a trăsărit. Dar a fost destul o clipă să se scuture și apoi să-l stoarne, să ia coarne și cât colo să-l arunce ca pe-o drață între foli.
Ce ai gândit tu, oare, javră? Au crezut tare că sunt mort. Coțofana, treacă, meargă, pe spinare o suport. Că mă apără de muște, de țânțari și de tăuni și de alte spurcăciuni. Pe când tu, potaie proastă, cam ce slujbă poți să faci? Nu merg firul și nemie de vițe și de mălaci. Bivol mare și puternic, gospodar cu greutate, să te porți degeaba spate. Bravo, bravo! Hai să aplaudăm cu toți, bravo, toți acolo, aplaudăm! Bravo! Ai, Ionela! Așa! Dar ție cum o spune bunica? Cum te dezneardă? Ia spune sincer! Cum te dezneardă bunica? Eu nu, dă-mă din jos, spune așa. Bărbatul lui bunica, așa? Așa, hai să transmitem tot salutări lui bunica, da? Ce bunica? Spune. Vin repede acasă și mulțumesc pentru cadouri. Așa să fie. Tu, Iuniela, ce spui bunica? Tot așa ca eu nu spui. Așa, hai să arătăm cu toții salutări lui bunica. Da. Așa, de mâine, de mâine? Dați... Doriți mie să adăugați ceva? Da, spune ceva. Mulțumim din suflet. Este mama dumneavoastră, mama, ce ai spus. Da, mulțumim din suflet lui mama, mulțumim, îi doresc din toată sufletul multă sănătate, dragoste să aibă de la nepoți, de la copii, de la tot cei mai sfânt și iubit pentru dânsa. Îi doresc tot binele din lume, sănătatea ei mai presus decât toate. Asta. Mulți ani, mamă, și te iubesc și îți doresc mult sănătate. Mulțumim, nu ne-am așteptat. Chiar a fost o surpriză plăcută, eu cred că dumnealui a știut. Te las mai spune ca să mai vii o surpriză, o surpriză. Mulțumim frumos! Așa.